Salutare, oameni buni! Iată-ne la un nou vlog. Vă salutăm din bucătăria noastră de acasă, eu și soția mea. Vrem să pregătim ceva super bun. Înainte să vă arăt despre ce e vorba, vă rog frumos să vă abonați cei care intră prima dată pe canal. Cei care au intrat de mai multe ori și încă nu s-au abonat, vă rog frumos să vă abonați, pentru că vedeți, aveți ce vedea la mine pe canal. Vă rog să dați un subscribe, să apăsați pe clopoțel, să poată vedea și alții și dumneavoastră să vă apară prima dată vlogurile mele, ca să am vizionări, pentru că am abonați mulți, dar nici jumătate nu se uită la vlogurile mele. Vă rog frumos, nu vă costă nimic, nu vă costă bani, așa că vă rog să faceți acest lucru. Cei care s-au abonat și au rămas abonați, mulțumesc mult, mulțumesc din suflet, mult respect. Acum vă arăt despre ce e vorba. Aici avem cam un kilogram de carne de porc de casă, din congelator. Am tăiat bucăți înainte să fie decongelat de tot și am pus în apă să stea așa. Imediat schimbăm apa și pregătim un gulaș, un gulaș din carne de porc. La acest gulaș avem nevoie de cartofi care sunt curățați, două cepe. Nu este încă curățat usturoiul. Stați aproape să vedeți ce ingrediente folosim. Avem pastă de guiaș sau cremă de guiaș. Avem pastă de ardei din ăla maghiar, bineînțeles, și vom pregăti ceva demențial de bun cu piper, cu condimente. Ia uitați, am pornit cu puțină untură de porc, nu mult, și am spălat, am strecurat bine carnea și punem la prăjit. Un pic este nevoie să acoperim ca să nu sară peste tot untura, că soția acum a făcut aici ordine curățenie și deja am și muzărit. Dar o ajut să facă din nou curățenie. Ia uitați, oameni buni, pe unele dintre bucăți de carne le-am întors. Arată demențial de bine, uitați, frumos, demențial de frumos. Așa că stați aproape să vedeți ce minunăție facem, pentru că o să iasă ceva super, super. O să fric bine carnea, pentru că carnea frictă îi dă un alt fel de gust guiașului, dă o alt fel de savoare și și ca culoare este mai plăcut decât carnea fiartă. Așa că după ce este fript, după aceea o să introduc ceapa mărunțită și după ce s-a distrăvit ceapa, venim cu restul ingredientelor. Sper să se vadă ce frumos s-a prăjit carnea. Vă spun că arată foarte frumos, foarte bine. Și acum introduc ceapa și unde am pus. Așa. Și acum călim ceapa la foc mic, cu treabă bună, așa cum obișnuiam să vă spun. Prăjeala aia de pe fund, aia o să dea un gust aparte, un plus de gust, așa că stați liniștiți. Dacă s-a prăjit un pic fund, la fund, uitați, este, vedeți, se diluează imediat. Așa că acum stau aici până se face ceapa, că dacă plec poate și numai 10 secunde nu m-am uitat, deja poate că arde. Că este încins untura, în ce s-a frit și mai bine atunci stau aici. După ce s-a călit ceapa așa cum am vrut eu, o să introduc cartofii spălați. Sigur că amestec ca untura aia și gustul ăla de ceapă, de carne, să atingă fiecare cartof în parte.
și las așa vreo 5 minute și după aceea vin cu restul ingredientelor. Punem piper, usturoiul, sigur că piperul o să mai punem, și ia uitați, aici am erul spișto, nu pun mult, dar cred că e mult un pic. Așa. Punem pastă de guiaș sau cremă de guiaș. Așa. Și pastă de ardei. Tot din asta unguresc, nu vreau să fac reclamă, că nimic nu se face fără bani. Și chimion. Așa, deci gulașul fără chimion n-are nicio valoare. Și să vedem. Da. Și punem o lingură bună de paprika roșie. Amestecăm și punem apă peste. Uitați ce culoare, ce savoare. Uitați, wow! Oh, da. Sper să vă fac poftă, că asta vreau, nu din răutate, ci ca să faceți și voi rețetele astea pe care le fac eu. Uitați ce bine arată. No. Dacă asta nu e bine și la ochi, și la gust, și la pentru nas, din toate punctele de vedere, este minunat. Și acum punem apă, mai punem încă un pic, că gulașul se face un pic așa mai, așa, și mai amestecăm așa, numai ca să vedeți, așa, și acoperim. Vreau să o arăt, oameni buni, ce frumos bolborosește. Mai lăsăm încă vreo 10 minute și arată minunat. Încă trebuie să gust, să vedem dacă mai trebuie un pic de sare, piper, alte condimente nu punem. Ați văzut că am pus și chimen. Ceea ce trebuie în gulaș neapărat, în gulaș trebuie neapărat un pic de chimen, care îi dă un alt fel de gust, un gust pe care nu în fiecare zi îl întâlnești. Și asta este important, că atunci când mâncați ceva așa special, atunci să vă puteți aminti, să vă puteți aminti ce bun a fost. Și aș vrea să mai mănânc încă o dată. Deci asta vreau eu să fac întotdeauna când fac rețete pe YouTube. Ia uitați, oameni buni, așa arată în farfurie. Arată minunat, pentru că am folosit niște ingrediente foarte bune și le-am pregătit bine. De asta arată așa bine. Softul și tot, cartofii fierți așa cum trebuie și carne la fel și uitați. Avem un pic de roșii aici, fiecare separat, bineînțeles, și soția și eu. Și avem și un piscut acolo. Așa că, așa vă prezint în ansamblu ambele farfurii. Și acum o să gustăm. Iată-ți, oameni buni, să gustăm softul. Foarte, foarte bun. E
chiar brutal, pot să spun, brutal de bun. Este foarte, foarte bun. Pentru gustul meu, chiar foarte bun. Sper să nu fie pentru soția sau pentru alții puțin iute. Puțin iute, dar foarte puțin pentru mine. Mie îmi place picant. Asta da. De asta obișnuiam să las așa cărnițele mai, bucăți mai mari, pentru că acum când le tai, interior este suculent, în exterior este foarte crocant. Bineînțeles că nu mai e crocant bofet, dar este prăjit. Este foarte, foarte bun. Nu mă pot opri, dar o să opresc, pentru că vreau să-mi iau rămas bun de la voi. Nu vreau să vă plictisesc de data asta cu mânul. Vreau să vă spun, aveți grijă de dumneavoastră până la următorul vlog. Axați-vă pe lucruri frumoase, pe lucruri pozitive, pentru că viața este frumoasă și merită trăită.